Primăria Medeș are 4 șantiere deschise la nivelul municipiului. Unul dintre acestea este pe strada Iacopiso din cartierul Vitrometan, acolo unde sunt reabilitate rețelele de apă potabilă și de canalizare. Proiectul, care a demarat în octombrie anul trecut, va fi gata în luna mai și va include totodată amenajarea trotuarelor, a locurilor de parcare, dar și turnarea de covor asfaltic. Valoarea totală a lucrărilor finanțate de la bugetul local se ridică la aproximativ 640.000 de lei. În urma întâlnirilor pe care le-am avut în cartierul Vitrometan, am convenit împreună cu medieșenii care au participat la întâlnire să începem amenajarea întregului cartier. Astfel, într-o primă etapă am trecut la modernizarea rețelelor de canalizare pluvială și a rețelelor de apă potabilă, iar în acest an ne propunem să intervenim cu refacerea sistemului rutier și a trotuarelor. Cunosc faptul că aceste lucrări produc un real disconfort, eu nu pot decât să îmi cer scuze și să le cer în continuare medieșenilor să înțeleagă că astfel de lucrări sunt costisitoare și sigur le putem duce la bun sfârșit în etape, așa cum am dus la bun sfârșit și lucrările din cartierul Moșnei și lucrările din cartierul Tocile, și din Vitrometan pe strada Cibin și din Gura Câmpului în diferite zone.